Ce faci, Jean? Ia, Jean, ce faci acolo? Trebuie. Trebuie. Plinca. Oh, și uite așa. Ăsta, cât e de mare, atâta e de puternic. Am dat salcia jos. Ami, Ami, treci în coace. Treci în casă. Nu știu în ce zi sunt, încă n-am stat să filmez, că la câte sunt pe capul nostru, băieți. Vă mai arătăm și, nou, și vouă din când în când așa. Suntem boșchetari, cum ne place nouă. La o țigărușă la poartă. Am dat salcia jos. Am dat pe fire, am luat fire. Uite, pune în colțul casei acolo să vadă lumea. Unde am scos? Am scos firele din casă. Așadar, terasa, mai avem o zi, o zi practic la ea, dar ne amână geamurile, că nu omor mani. Scumpe, că le facem la comandă, 3 pe 2, mai avem un pic de sageac, dar asta intra, deja s-a apucat de fațadă și acum Uță o să vă facă rapid un tur în curte, să vedeți ce a făcut Jean până acum. De mizerie, nu ne plângem că face bebe curat. Așa, mă, băieți, astea sunt lemnele, am dat-o jos, fratele Uță, hai să pun-te acolo să le zic la oameni ce am făcut astăzi, ca să-și mai pierdă din timp. Urmează să facem un clip în care anunțăm noua mașină, pentru că v-am promis cu audio, dar n-am mai ținut audio. M-am trezit de dimineață, m-am dus la DRPCIV, 80 de oameni erau în coadă la, pe București, la Ilfov, 3 oameni, dintre care al treilea eu. Al doilea își făcea programare, primul stătea, gen, era acolo pe bune. I-am zis, doamnă, vrem să facem și noi matriculare de mașină, păi nu se poate fără programare. Zic, bun, intru pe programare, am încercat cu zi înainte, îmi dădea eroare la cod CAPTCHA, de cod Chihuahua, dragi, în pierten, într-una. Eu acum încerc să fac acolo. Suntem în 25 în care filmăm noi, ziua în care filmăm, 25 mai. Îmi dădea tocmai pe 2 iunie liber, 7 zile, condiția în care eram 3 persoane acolo, pe Ilfov. Am stat o oră acolo, o persoană n-a venit. Și programele se fac, nu știu, de 10, 15, 15 minute, ceva de gen. Și am zis, doamne, zic, doamne, înțeleg că e jobul dumneavoastră, așa e legislația sau cum, regulile, dar dacă omul nu vine și noi suntem aici, gen, am tot cu contractul ca lumea, contractul, dosarul ca lumea, de ce nu facem? Așa e legea. E bine, nu. Asta e legea, așa e legea, așa facem. După care, bă, dar aveți boală să vă uitați, bă, încoace, băi, nene, bă. Bă, dacă urăsc ceva pe lumea asta, e când lași ușa deschisă, bă, toată lumea care trece pe jos, cu mașini, cu căruțe, cu orice, să uităm curtem. Bă, și curtem, ce vrem să vezi? Mă rog, după care am venit acasă, am făcut o oră și 15 minute dimineața la 8, în Pantelimon până în Pipera. Ne-am dus înapoi în Pantelimon, am luat doi căței să-i ducem la o prietenă de-a la mama în Glina. Am fost pe acolo, zis, talibani mâncava, ieșeau la căruță și cai când n-am văzut în viața. Cum fanii, am dus doi căței acolo, ne-am întors, după care am venit ce am făcut, mă. Am fost pe la mama, pe acasă, iar pe la mama. Și ne-am apucat de salci. Jumata salcie a plecat peste firele astea sus aici. Mi-era frică că rup firele, rămâne toată comuna, fără curent, fără nimic. Zic ușor. Și m-am apucat în vârf de unde puteam. Tic, 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 cu topurici, că am dat-o pe jos, toată pe calul. Am pus-o aici lângă. Avem bățișa cu duba, m-am încălțat. Am sunat, fiți atenți cu duba. Fără discriminare sau ceva, dar ca fun fact. Am scris cărare mulos pe Google.
Bă, scriu, îmi dă 3 site-uri, al patrulea, sub 2 nu răspund, al treilea răspunde, de la al patrulea site, cumva. Sun acolo, site-ul foarte tare, zic, vorbesc eu la telefon, zice, da, uite, venim așa, zice, dacă vrei, bă, uite, o dubă, nu știu câți metri cubi, 2,80 pe nu știu cât, 2 înălțime, zic, bă, frate, uite, am o sală, ce am tăiat, uite, așa, zic, am și o canapea, dacă e, da, pe cred că un cape, tot, cum așa mare, știi? Zice 550 de lei, dacă ai nevoie de mână de lucru, zice 650 de lei cu doi băieți. De ce? Zic, hai bă, că nu mai muncim noi, zic, punem și noi mâna, dar fac și băieții, haide mă. Vin băieții, am mâncat vași gura voastră. Cu o dubă de-aia 2002 forjată, în loc de geam, știți, fiți atenți, cea duba aia care stă în față la Bricostos, la Dedeman, cu plexiglas în loc de geam, aia era tată. Bine, băieții foarte obrazi, și eu foarte obrazi. Au încărcat toată canapeaua, bă, și-au luat tot ce era la poartă, nu credeam în viața mea, dacă nu se chinuiau băieții să, gen, să rupă fiecare de aia, ca să o bage acolo. Sau nici care, pe în jumătate de oră au încărcat-o. Și își făcea 650 de lei, am dat și 700, că sunt băiat, ne-au luat toate astea. Și acum mai dăm și noi o mătură, am dat o mătură, am adus iar mașina în poartă, bebe mai face de treabă pe-n curte pe acolo, vine și șoarecul acum și... ne apucăm de stat. Aș fi făcut un live, dar să mă bată tata dacă nu. Prea multă oboseală. Vlogul ăsta pe care îl vedeți voi, cred că o să o conțină puțin și mult din toate. Adică o să vă arătăm pe parcurs late, așa, nu neapărat pas cu pas, că nu vreau să mai filmăm pas cu pas. E multă alergătură și nu mi-ar de să stau doar cu camera acolo. Dar nu, că e prea o nouă zi pe plantație la șantierul Rândunica, multă muncă, completați voi. Prima dimineață fără salci. Și puteți uita aici, bine că acum am început jen. Puteți să vedeți, am început jen să-și mă așeze din chestia. Da, cât de mult a curățat bebe pe aici. Jean care face ultimul strife la
la seara asta, aici, dreapta și stânga. Și urmă a zis o curăță pe urmă, se vea chiftată. Să facem geamurile astea de intrare. Și pe asta trebuie să șerse. Aia e tot ce a rămas de la această sălcie. Iar noi trebuie să lăsăm pe Jean în jumătate de oră să mergem la DRP CIV, să matriculăm mașina și apoi ne apucăm iar de treabă. Multă muncă, bă, multă muncă. Ieri am dat toată sălcia jos. Poți a zis că îl doare gâtul și de-aia n-are putere să tragă de alea. Urmează kitul și s-o curețe ca lumea. Mai avem doar culoarele la final, dar aia dăm la final când facem toată casa. La toată culoare se apucă de fațadă. Domnilor și domnilor, în continuare pentru voi, maestrul Jean trage... Mă rog, înghețată. Jean, mă rog, înghețată. Am cestit cu înghețată. Și, mă rog, el mi-a cum acest pe mine. Și trage... Chitul de rost. Chitul de rost. Jean, pentru toți oamenii care vor să se apuce de această meserie, dă-le un sfat, un singur sfat când pui chitul la rost. Ia, un sfat ce crezi tu că lumea nu știe și ar fi bun. Un. Să vă rece înghețață. Uitați cum arată. Bine, o să urmeze să o spală Jean de vreo 10 ori, cum am mințit și la scări. Băi, stați așa. Bă, să știți, fiți atenți aici, care e chestia. Eu mai glumesc cu Jean, că noi ne cunoaștem și v-am mai zis pe clip, eu cu băieții lui, am fost în școală cu cel mai mare băiat al lui, am fost în clasă și după aia cu băiatul lui cel mai mic am dansat și a fost elevul meu la dansuri. Eu mai glumesc cu Jean, dar nu e pe bună tot. Ca să nu ziceți că Jean îmi dă buleală. Când filmez, nu dă buleală. Așa. Și cam așa arată terasa. Așa, urmează aici, bam, bam, să punem niște nebunie de aia pe sus, ageac, cum e așa. Și fațada, bam, bam, urmează de atinciu, nu mai avem acoperire aici. Aici o să vină piscină. Hai, avem de treabă. Oricum, mai facem un clip când e totul gata să vă arătăm. Oricum, îmi zicea lumea, zice, bă, când faci și tu prezentarea, nu, prezentarea casei. Iar coinacul în asta degeaba, așa că am intrat după casă și am dat toată nebunia aia jos, bine, ce perete are vecina, partea a doua. Că a căzut din coș, când ziceam pe live-ul, că e care coșul vecina pe la mine în geam, uite, în capăt acolo s-a dus, a picat din greutate de la coș și a picat tehnicală și a căzut pe burlan, s-a dus burlanul jos. Mi-am dat jos de vecina. Jean Trafaletar. Trafaletar, bă! Cel mai mare trafalagiu. Amorsist. Ce faci, Jean, acum? Amorsă. Amorsă înainte de... Decorativă. De decorativă. A, ce frumos. E, ce mai face Jean cu mâna lui, se numește... Lucru manual. Da, acum, pentru toate doamnele trecute de 40 de ani, hai, de 50. Hai. Chiar așa, mă, de 50. Păi, dar ce are, Jeane, nu e bun? Nu e, mă, păi ce facem, ne-și dau la roabă. Îți dă cupon? Păi da. Da? Ba, ce pensie trebuie să aibă femeia potrivită pentru tine? 16-70. 16-70? Milion. E bine, nu vrei în euro? Specială, dacă se poate. Nu vrei în euro, Jean? Bă, n-ar strica nici în euro. Ce vrei să zic? Care strica? Cea care dă cu amor, să vă iute. Bagă, Jean. Ca să-l laud acum, zici că lucrează la casa lui, Jean. Așa de grijul lui. La casa poporului. Îți doare... În ce acolo. Ce reclamă îmi face ăsta? Da, și pe aici trebuie să urci sus, având de treabă. N-am o tătă, știu, curge apă după mine. Mai avem acolo doi băieți la vecinul care fac treaba acolo. V-am zis eu, e pe clip că a căzut burlanul. Dar noi avem treabă cu genunchiul nostru, auto ce mergem ăla. O nouă zi la șantierul Rândunica. Bani mulți, muncă p***a. Unde-i Jean? A plecat. A plecat acasă, Jean? Deci... Salut, Cristi. Te pot. I love you.
Dimineața asta vă arătăm ce-a făcut băieții până acum. Deci, s-a dat cu structurată tot peretele ăla. Jean și-a montat schela, se duce până sus, e casa gri. Se duce frumos așa. Cred că să putem să dăm cu structurată și pe casă. Și urmează structurată undeva mis aici, așa, dată partea asta altă. Și pe lateral, afară. Cam așa e, cam așa stă treaba. Vă dau un close-up să vedeți și voi cam cum arată. E de-abia trasă. Bă, pentru băieții de la Dedeman, un scurt reminder, așa poate vede cine trebuie. Să zic că să mai închid. Bă, e roz, mâncava și gura voastră. E roz și eu am luat cafeniu, măi, nenicu. A făcut-o degeaba la maloxoarele alea, dar nu-i problemă. Nene, de la Dedeman, dacă vezi treaba asta sau cineva de acolo la conducere, facem să fie bine. Ne pregătim să avem toată fața de completă și după aceea să ne apucăm de betoane, să... Și eu cumva trebuie să mă descurc rapid, să merg să fac rost de jamuri XP aici, să fac rost de această ușă, dragi, sau pieptene, nu o să fie ușă, o să fie ușe, să fac rost de termopan pentru aici la intrare, da? Sper că vă place ceea ce facem. Încă o dată să apăsați butonul de like, subscribe dacă ești pentru prima oară pe acest canal. Uite, Conaco oficial pe Instagram, Fofăito oficial pe Instagram, Conaco Bifă pe TikTok. Let's go, tata. Ce vrei să mai țină? Zâmbește la cameră, Jean. Vezi că ăla se înfiletează normal în aia. Ziua 116 la lucrare. Am pus mini sageacul ăsta așa. Urmează pe acolo, pe lângă casă, pentru că n-am făcut-o drept din proiect. N-am făcut-o cu Conaco și compania. Urmează să punem niște mini baghete speciale. Și astăzi terminăm practic cu depus sageacul ăsta. Bine, mai sunt două bucăți. Fațada toată propriu-zisă, mâine să dăm marmuronul pe jos, uite acolo arată la oamenii. Nu dăm marmuronul până nu punem trăutura. Mâine cumpăr atunci marmuronul, așa cum pieptene, și fațada, păi înseamnă că mâine mă duc să-ți iau cimentul și vă da, Jean, tăi Jean zi de zi, marchează Jean cu fiecare ocazie, e gol, la el nu se ratează, la el e gol. Bine, la etatea lui acum ar fi culmea să mai rateze, bă, că nu știi care... Vârsta 2, vârsta 3, nu știi, bă, nu știi dacă s-ar putea să fie ultimul gol pe care îl dai aici, nebun? Bă, s-ar putea. Păi aia zic, așa că nu știi cum la un moment dat cade portarul și... Gata, se fluieră. Păi aia, că mecai muși pe după aia, joci meciul de alea de zi, cum zice, de calitate. It's another day, it's another... I don't know what to say. Mau, când am început să filmez, mă sună Paul. Da, băi, schinjă. Te aud. Tocmai când am început să filmez, mai sunat. Scoate și mie încărcătorul, drum. Ia zi. Stai, mă, așa. Ce faci? Salută oamenii și zile să dea like la vlog. Dați like la vlog. Cine nu știe pe Paul, să întrebe, întrebați-o pe Raluca cine e Paul. Deci pentru că suntem români, desăvârșiți, vă arătăm direct la final, da? Bine, nu la final, final de tot. Dar astăzi domnul Jean este pe plantație. Altă pe Jean. Am să vede. Talent. Parfum, nu? Parfum. Gata. Gata, l-ai dat? Bă, măi băiat. Uite-te și de acolo pe florărie un pic, să vede bine? Să vede, să vede. Să vede, n-a scăpat nimic, ai nu? Ai dat buleală. Păi, m-ar mult dat la ce Și-am pus și sageacul ăsta și-am pus înserată pe aici pentru că a ieșit. L-am făcut noi strâmb din fabrică. Am pus parii mai lungi, mai scurți. Și Jean a putut să scoată chestia asta, bă. Bine, eu zic că arată bine.
Aici o să-l vopsim și pe ăsta, cu toate florării, să fie la culoarea lui ăla de sus, de tot acolo. Aceea e florăria și sageama, ca că de cine știe, aia e florăria și sageama. Așa, și cred că dacă ne rămâne, îi dăm și de cine ceva. Jeane, dacă ne rămâne, Jeanuț, stai atent cum cade cerul pe Jean. Jeane, dacă ne rămâne de asta, ne rămâne? Da. Da? Dăm și un mână acolo pe aia lui de vecin? Pe florărie? Da, mă, că a zis Jean că dăm. Așa. Păi da. Așa, băieți, acum scurt update, reminder, nu știu cum zice la treaba asta. Ce urmează pentru mine zilele astea să facem? Teoretic și practic, o să vă zic teoretic ce ar trebui să facem. Ar trebui ca Jeana să se termine cu sageacul peste tot și ar trebui să scoată schela aia pe care a adus-o el, să-i o dea înapoi la băiat, să curățăm toată curtea, să băgăm aici în terasă, pentru că nu avem unde să le băgăm, să strâng eu după casă de acolo, pentru că am făcut iar o faptă bună, zicem noi. După casă, în momentul... Deci după casă acolo la mine, haideți să vă arăt. Nu știu dacă știți voi, dar aici eu aveam, făcusem eu așa, o aplecătoare, niște pari, un cadru și niște tablă, de aia să nu curgă nimica peste. Deci nu are casa rotundă. Și m-am apucat să o dărâm. În momentul în care m-am apucat să o dărâm, eu mai povesteam pe live-uri că se mai auzeau bubuituri la mine. Dar ce se întâmpla? Vecinul avea două hornuri, unul mai are unul, nu? Două coșuri de-astea de la sobă, pe acoperiș, și nu le mai folosea. Și cădea tencuiala din el, nefiind dat cu zmoală lângă. Și cădea tencuiala din el. Și căzând tencuiala, s-a lăsat greu pe toate, pe tabla lui, pe tabla mea. Și avea și el un burlan de la de fier și un jgheab de fier. Și greutatea aia a rupt jumătate de jgheab. Și când m-am dus eu sus, când m-am pus aia, am dat eu tot jos de la el de acolo. I-am zis, bă, vecine, te l-am anunțat, vecine, vezi că, ți-a căzut din coș ăla. Am dat eu jgheabul jos să nu cadă tot. I-am zis că are murdărie pe jgheab. Și a venit și el și a găsit și el doi oameni și a băgat și el burlane noi. Se și vede, dacă observați acolo undeva, la vecinul sunt burlane noi. Mă rog, jgheab nou. Și când a dărâmat ăla, a căzut, l-a lăsat jos între casă la mine și el, adică la mine în curte. S-a apucat să vecinul la 63 de ani și vecina tot la 60 de ani să strângă ei cărămizi, să bage la sac, să le ducă la ea în curte. Zic, bă, lasă, bre, că oricum e la mine aici. Bahaos așa și dau eu la asta, zic, nu cade mâna să mai umplu un tomberon de ăsta să-l dau la băieții aia. Și am lăsat acolo așa mizerie, gen ce a căzut de la ei, ce a fost de la ei. Și acum trebuie să le strângem. Deci, ar trebui să strâng acolo după casă, că am vrut să las liber să fie un airflow așa în curte. Băgăm totul aici, pregătim gunoiul, că mâine vine gunoiul, scoatem tomberanele afară. Și trebuie să ne apucăm de decopertat toată curtea. Adică toată curtea înseamnă chestiile alea de cauciuc pe care le-am pus acolo și asta, plus scările, nu știu dacă, de fapt cred că și scările le decopertăm acum. Și o să vină un strat în toată curtea de ciment, turnat, nivelat, pentru că e curtea când plouă aici, la poartă, să aici, în zona asta, se strânge toată apa. Pentru că e lăsat în jos așa și trebuie să turnăm în toată curtea, să nivelăm, după care urmează niște pavele, dar nu știu încă cu pavelele, că 40 de metri pătrați, la 93 de lei metru pătrat cât sunt, găsești și la 60, dar sunt ca astea și nu vreau să mai pun la fel. Așa, și ar trebui, vin scările astea îmbrăcate în marmură, 4, 2 trepte și 2 contratrepte de marmură, facem o chestie de o jardinieră de aia să punem niște flori acolo pe scări și după aia marmurăm așa pe jumătate de casă cât avem noi lăsat pe țoclu și la vecina acolo, ca să fie uniform așa. Jean, am observat o chestie la marmurăm acolo, după ce termin cu asta, să-ți arăt, da? La geamuri. Să-mi aduce aminte să arăt. Așa. După care intrăm în casă.
pe lângă treaba asta, mai trebuie doar această ușă de făcut la comandă, dar vedem ce și cum. Cam asta trebuie să facem în curte săptămâna asta, zicem. Oricum, trebuie pregătit acum. Păi da, pregătim curtea, băieți și fete. Jean s-a apucat să decoperteze aici. Cred că scoate și asta, dacă e. Da, ar trebui, da. Jean s-a apucat să decoperteze aici, am strâns noi niște gunoi, am mai grupat aici, dobroanele sunt pregătite, burlanele de pus iar aici, am vopsit sageacul ăsta după cum puteți vedea. Schiera e pregătită să plece de aici, a pus și băiatul de la uși de aici, ne duce toată partea asta, toată ușa asta, în stil acordeon, din sticlă securizată 1450 de euro, ne-a rupt pe genunchi. Și acum așteptăm ca Jean să scoată astea, după aia astea, astea mai rămân deocamdată, treptele. Scoatem sacii afară, and let's go. La final de 1 iunie... Asta cred că nu o să te mai încurci aici, nu? Nu. Aha. La final de 1 iunie, după ce am făcut asta, pregătesc un de acolo, de copertat, ne arată Jean ce car un BMW. Pe lângă burlanul la care este de acolo și cheie eșapament. Mamă! Mamă, mâncați aici gurița ta! Bravo, Jean! Artistic. Artistic. Dar ce mă țineți, mă? Ce-am făcut? Ce-am făcut? Păi, mănânci microfonul, ce e nevoie? Jeanita a făcut aici. Bă, să ne înjură lumea rău, Jean. Hai? Ne înjură lumea rău. Ce? Că noi le arătăm decât rapid, bam, bam, iau, ne-am făcut. Ați cântat, doamne. Aici, cum v-am zis, o să fie chestia aia, bam bam, aici îmbrăcat cu maromă, unde să punem floricele pe ea. Da? Iar noi acum, după ce am turnat toată șapa, bine, nu e dreaptă pentru că s-a îmbătat Jean la lucrare, nu vreți să vă zic ce a făcut Jean, s-a îmbătat la lucrare și n-am mai știut de capul. A uitat și lucrarea, are și cona cu astăzi. Deci, am pus chargerul la cargerul, ce cum îi zice la ăla. L-am pus și m-am apucat. Și am făcut tot gardul. L-am curățat, să nu fie smecrăm de la, uite cum vedeți aici. Mai e un pic. Ca să pot să dau calumea, știi? Să dau calumea pe el. Și m-am pus și dau mână de vopsea. Exact cum am făcut aici sus. Uitați aici. Exact aici. Și vreau să-l fac și pe ăsta. Și pe ăla. Și așa e curățat un pic pe jos. Aici l-am curățat. Uitați diferența. Necurățat, curățat. Bă, o să mai dau un pic. Iar Jean acum, pentru că aici este foarte jos, a scos opritorul ăla de la poartă. Acolo o să scoatem ușa din balamale și o să mutăm din balamaua de aici, o să mutăm aici. Și cu aia la altă o să vină aici. Maxim. Da, maxim. Ca să fie ușa mai înălțată, ca să putem să fie la drept acolo. Ba. Jean și balamaua. Pe marine. Curăț obiectivul bol de murdare au cercat. Ce mă, e găsim, sper. Deci urmează să o punem acolo aia. Tu lege așa, pom, nu? Să-i dai două puncte. Da, un patent trebuie, nu? Ai pe aici, dacă nu am. Da-ți în pe aici, nu știu. Aici era pe aici, un patent. Fac băieții ăștia treabă ca lume. Balamala. Așa arată un om care a dormit câteva ore și Jean a reușit să facă, dar nu mai avem armuron de ăsta, a reușit să facă marginea asta aici. Nu știu de ce ne-a îmbrăcat pe toată pe asta. S-a apucat acolo, dar a făcut și acolo. Și eu astăzi am făcut... Mă rog, am mai turnat Jean aici un pic, a completat. Ca să fie la drept. Am înălțat poarta după cum vedeți, am dat și cu WD-40. Și am făcut minunăția asta. Am vopsit și cutia de gaze și stâlpul. Și gardul. Arată mai bine. Și m-am bronzat ca ultimul tractorist. Și
am făcut și ușa. Se închide ca lumea. E o luguce. Și cred că o să-i mai dau și... Bineînțeles că o să-i dau și pe interior o mână la gard. Dar mai întrebi niște vopse. Nu prea mai avem fonduri deloc și cam singura variantă ar fi o bancă. Nu jos spargem sau ceva, ferească Dumnezeu, ci să ne ajute. Și Jean a încercat să facă un colțuleț aici, dar... Nu ești. Și-a căzut. Că na, nu poți să-l faci din ala. La căldură. Dar curtea prinde formă. Și aici am făcut acela de, v-am zis, pentru Floricel. Așa. Deci, fast forward, n-am mai filmat de ceva timp. Salut, Jean. Salut. Ca să înțelegeți ce combinație am făcut noi. Deci, când s-a pus această ieșire de la centrală, da, a lăsat munțul aici și tot curgea, uite cum a pur și aici, în ultimele zile, când au fost aici, tot curgea apa direct aici și noi avem scurgere acolo. Și am zis, bă, omul fom, noi vrem normal să mergem să tăiem aici, așa, să tăiem până jos. Dar Jean a zis, bă, putem înălța țocul să nu mai tăiem structura, așa că am pus un cod acolo de 90, aproape 3 metri de țavă, un cod de 90 aici, un cod de 45 acolo și o facem să curgă drept în această țavă, principală scurgere, dragi laci. Și cam așa arată lucrarea, fațada, sunt mulțumit maxim de ea. Mai trebuie să mai punem acolo mufa pe care am luat-o eu, din cauza lui Guguleață pun această mufă, ca să știți, m-a spart la creier. Ca să nu mai schimb tot ăla, pun doar o mufă acolo. Cam așa arată. Deci, și Jean care face treaba aici și o să-i facem proba chiar acum. M-a dus să văd dacă merge. Aici n-am mai făcut nimic decât a făcut Jean acest... A umplut găurile alea. Am care doarme, mizerie pe jos. Și acum trebuie să vedem dacă curge apă. Am dat drumul la centrală pe apă caldă. Și acum ar trebui să ajungă apa să se scurgă direct aici. Din central. Să nu se mai scurgă nicăieri. Și țeava asta nu o să mai vadă de nicio culoare în următoarele două ori. Ia să vedem. Începe să se scurgă apă? Și cotul acela nu ne deranjează că oricum ne ridicăm. Ne ridicăm. Are 6 cm și capacul vine ridicat, da? Haide, mă, curge sau sals? Vrea să pipi până face condens. Normal ia picura. Auzi, dar de ce e pus aia acolo de desubt? Nu e prea sus așa dintr-o dată? Nu ești. Bine, acum nu mai trebuie, că uite, i-am legat ăsta să nu cadă. Și are și pantă. Dacă mi se pare acolo că are o curbă, știi? Da, știi că... Tot are pantă, uite. Da? Da, e pe nodul ăsta, dar nu are treabă. Hai să vedem... Să vede de la o poștă care are pantă. Hai să vedem când începe să coacă. Așa. Important e să nu mai curgă în curte, să nu mai fie așa pe față, că tătea o țapă acolo, urâtă. Dai seama un pic că 3 metri și un pic, două coturi, are de unde să... I-am dat doar drumul la ghiuvetă pe apă caldă. Cu ceapa? Da. Am făcut și ce-am zis. Prelunge Jean țoclu, face și ăla de flori acolo, țoclor. Și acum și gaura aia de la ăla. O luguci. Și aici colțul ăsta s-a refăcut la lună. Se iasă bine și cred că ne apucăm de pavele pe jos.